Victor Chironda, care va fi consilier în CMC din partea partidului Forța Nouă, a ieșit cu un mesaj după alegeri locale. Într-o perioadă scurtă, cu resurse extrem de mici, am reușit să formăm o echipă puternică și să convingem peste 6.000 de oameni să ne acorde votul. Cred că e un rezultat foarte bun, a scris Chironda pe pagina sa pe Facebook. El a spus că acum, indiferent de forța politică care va conduce primărie și CMC, ei vor trebui să facă nu politică, ci trotuare, transport public, parcări, spații publice, amenajare și să asigure reforma primăriei. Iar eu voi folosi mandatul oferit de voi ca să vă reprezint în CMC și să ne asigurăm că politicienii nu își vor uita programele și promisiunile electorale. Este un început bun. În continuare vom munci pentru ca locuitorii municipiului Chișinău să se bucure de oportunități, confort și siguranță, a menționat Chironda.